Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! După cum promite horoscopul anului 2023, Leul intră într-o perioadă strălucitoare și plină de evenimente, dar incredibil de stresantă. Anul acesta va trebui să ai o decizie importantă care va afecta direct calitatea vieții tale. Vor apăra diverse încercări și dificultăți care vor necesita forțe și timp suplimentare din partea reprezentanților acestui semn pentru a le rezolva. Dar orice dificultăți și momente de criză în 2023 le vei putea trece cu strălucire, păstrând în același timp onoarea și demnitatea. Iepurele, patronul anului în horoscopul chinezesc, pentru Leu pregătește încercări serioase așa că nu trebuie să te aștepți ca 2023 să fie fericit și fără griji. Indiferent de dificultățile care apar pe drum, este important să răți că toate acestea te vor face și mai puternică, iar calea la se va duce la rezultatul dorit. Ei bine, nu totul este atât de pesimist pe cât ar părea la prima vedere, iar în 2023, pe mulți lei așteaptă succes în carieră și totul datorită muncii asidoe și răbdării. Reprezentanților acestui semn, în construirea relațiilor de dragoste, îi așteaptă succes. Pentru a face anul cât mai eficient, astrele ți recomandă să asculți câteva sfaturi. Aruncă temerile, nesiguranța și îndoielile pe care obișnuiești să le întâlnești adesea și acționează fără să te uiți în jur. Încearcă să nu acorzi atenție sarcinilor mici care îți vor distrage atenția de la atingerea unor obiective mai mari. În prima jumătate a anului, găsește timp pentru o odihnă adecvată și comunicare cu cei dragi. Întrucât anul promite a fi activ și plin de diverse evenimente, mulți lei se vor confrunta cu lipsa de timp. De aceea, stelele recomandă să înveți cum să planifici, precum și să delegi unele sarcini. Până la sfârșitul anului, mulți lei vor face față acestui lucru și vor putea găsi timp pentru a rezolva probleme importante și semnificative. Dar hai să aflăm ce așteaptă pe lei în 2023 în diferite domenii ale vieții. Sănătatea Horoscopul pentru leu pentru 2023 recomandă să te concentrezi pe păstrarea și creșterea vitalității. Pentru a face totul cu adevărat, Lei ar trebui să aibă grijă de starea lor fizică și emoțională. Asigură-te că vei dormi suficient, nu uita să mănânci corect, încearcă să excluzi alimentele dăunătoare din dietă, să minimizezi și chiar mai bine, să renunți complet la alcool. Astrele notează că între aprilie și iulie va fi ușor pentru mulți lei să introducă noi obiciuri sănătoase în viața lor. Prin urmare, este timpul să începi să faci mișcare sau să scapi de obiceiurile negative. Multor lei le va fi greu să-și mențină starea emoțională stabilă. Emoțiile te vor copleși, așa că este important să înveți cum să le împărtășești corect, să nu le păstrezi în tine, dar și să nu arăți agresivitate. În caz contrar, poți câștiga stres cronic, care se poate transforma în curând într-o dispoziție depresivă. Pe fondul stresului și supra-solicitării, există posibilitatea de exacerbare a bolilor cronice. Pot apărea unele afecțiuni ale tractului gastrointestinal și ale sistemului nervos. Este mai bine să rezolvi orice probleme de sănătate imediat cum apar, dar nu ar trebui să te automedichezi, ci să consulți un medic în timp util. Carieră Horoscopul pentru carieră pentru Leu pentru 2023 avertizează la o serie de dificultăți și obstacole în atingerea obiectivelor tale. Cele mai acute probleme de lucru vor fi la începutul primăverii, probabil în această perioadă autoritatea ta poate fi zdruncinată. Cu toate acestea, orice cazuri și dificultății din cariera ta vor contribui doar la creșterea și dezvoltarea ta ca profesionist. În viitor, toate aceste crize se vor transforma pentru tine într-o trambulină către noi realizări. Datorită ingeniozității și gândirii raționale, toate acțiunile tale vor avea ca scop îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților tale profesionale. Astrele îți recomandă implicarea activă în antrenament și pregătire de specialitate între mai și septembrie. În această perioadă, va fi favorabil să studiezi limbi străine, să obții o nouă profesie, toate acestea vor fi utile în mod activ în activitățile profesionale în viitorul apropiat. Până la sfârșitul toamnei, vei putea da dovadă de autoritate la locul de muncă și calități de lider. Astrele pregătesc terenul pentru creșterea în cariere pentru unii lei, oportunitatea de a se dovedi dintr-un unghi diferit. Din aprilie până în iulie, ar trebui să fii atentă când semnezi documente importante. Orice greșeală pe care o faci va duce la dificultăți suplimentare pe calea ta deja spinoasă. Banii În 2023, cel mai dureros subiect pentru mulți lei va fi subiectul finanțelor. Horoscopul financiar pentru 2023 pentru leu prezice surse suplimentare de venit care sunt direct legate de activitățile profesionale. Unii reprezentanței acestei zodi vor avea șansa să-și monetizeze hobby -ul. În ciuda faptului că finanțele vor crește, partea de cost va crește în viața leilor. Pot exista cheltuieli de sănătate neplanificate, precum și nevoia de a ajuta cu bani pe cei dragi. Înainte de a face o achiziție majoră, astrele îți recomandă să te gândești cu atenție cât de mult ai nevoie de lucrul dorit în acest moment. Mulți lei vor dori să se răsfețe și să cheltuiască bani pentru tot felul de lucruri mărunte în sensul literal al cuvântului, într-o zi vor putea cheltui întregul salariu lunar. Este foarte important să înveți să înfrângi astfel de impulsuri și să renunți la anumite lucruri. Până la sfârșitul anului, situația financiară se va stabiliza și te vei putea gândi la achiziții mari. Astrele spun chiar și că este o probabilitate mare de a cumpăra proprietăți între octombrie și decembrie. Dragostea și relațiile din moment ce 2023 este guvernată de Venus, relațiile romantice și interpersonale vor trece în prim plan pentru mulți lei. După cum arată horoscopul dragostei pentru 2023, leul va simți nevoia să-și arate calitățile de lider nu numai în societate, ci și în cercul familiei. Pot apărea tensiuni în familie, care vor fi asociate cu volumul de muncă și epuizarea emoțională. Încearcă să fii mai reținută în comentariile și afirmațiile la adresa partenerului tău. În 2023, mulți reprezentanți singurii acestui semn vor găsi o a doua jumătate. Astrele îți recomandă să te uiți în jur, există șanse ca cineva din cercul tău interior să experimenteze emoții incredibil de calde și reverente pentru tine de multă timp, dar din cauza ocupației și a volumului tău de muncă. Este posibil să nu observe acest lucru. Momentele de criză sunt probabile și în relațiile cu copiii. Este foarte important în comunicarea cu copiii să înveți să vezi lumea prin ochii lor, doar în acest fel poți găsi înțelegere reciprocă. Încearcă să petreci mai multă timp împreună cu ei, să fiți creativi împreună, să mergeți mai des în aer liber, să mergeți în excursii și să comunici câteva ore doar cu copiii tăi pentru bărbatul leu. Din cauza tensiunii din familie, munca poate trece pe bancheta din față, dar până în aprilie, viața personală va bucura și va încărca mulți lei cu lucruri pozitive. În general, anul este destul de tensionat pe toate fronturile, merită să te aprovizionezi cu răbdare și forță. Pentru femeia leu Horoscopul leului pentru 2023 te invită să-ți amintești că în tine trăiești o fată mică, fragilă, care are nevoie de dragoste și atenție. Uneori va trebui să-ți muți atenția de la sarcinile de serviciu, familie și alte dificultăți către tine și lumea ta interioară. În interiorul tău ar trebui să cauți sprijin pentru a face față la tot ceea ce apare în calea ta. Îți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!